Cu ocazia hramului mănăstirii Radu Negru din protopopiatul Călăraș, obștea monahală de aici l-a avut în mijlocul ei pe preasfințitul părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor. Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie și l-a vorbit celor prezenți despre misiunea pe care Dumnezeu i-a încredințat-o Sfântului Ioan Botezătorul de a fi vestitor al venirii lui Hristos. Sfântul Ioan a dus o viață deosebit de aspră în pustiu. El este de fapt chipul sihastrilor și a călugărilor și călugărițelor Bisericii Ortodoxe Universale. Sfântul Ioan a avut bucuria să-l vadă și mai mult decât atât a prezis că cel care vine după mine vă va boteza pe voi cu Duhul cel Sfânt. Ioan botezând cu apă, el nu a apucat să vadă coborârea Duhului Sfânt și întemerea Bisericii, dar a prezis, a profețit acest moment unic, acest moment de vitală importanță în istoria mântuirii neamului omenesc. La final, ierarhul a săvârșit o slujbă de pomenire pentru ctitorii și slujitorii așezământului monahal adormiți în Domnul.